mergem rapid la domnul Mihai Diaconescu, seismolog. Avem această legătură. Bună seara, domnule Diaconescu. Bună seara. Domnule Diaconescu, aș vrea să vă întreb, am avut mai multe cutremure, pe care le-am menționat puțin mai devreme, și am avut, așa cum ne aducem aminte, cutremure în zona Aradului, am avut în ultima vreme mai multe cutremure decât eram obișnuiți, sau cel puțin aceasta este percepția noastră, după marile cutremuri din Turcia, marile cutremure din Turcia. Și am auzit o explicație puțin mai devreme, dacă am înțeles-o corect, din partea unui coleg de-al dumneavoastră, care vorbea despre o reașezare a plăcilor tectonice. Cu ce avem de a face? Dacă este o reașezare a plăcilor tectonice, asta înseamnă că în perioada următoare vom avea noi cutremure? Noi cutremure, în mod sigur, o să avem. Pentru că altfel nu se poate trăi. Dar în momentul în care nu vor mai exista cutremure, Pământul devine o planetă moartă. Însă treaba cu așezarea plăcilor e puțin cam exagerată, nu știu, nu pot să-mi dau seama ce a vrut să spună persoana în cauză. Nu știu, n-am urmărit cine a fost și ce a declarat. Probabil că a vrut să spună că, mă gândesc eu, că plăcile litosferice au fost deranjate din echilibru în care s-a aflau de cele două cutremure majore din Turcia, de 7-8 și 7-5, nu numai prin magnitudine, ci și prin atenția superficială la care s-au produs. Aceste cutremure din Turcia au generat un val de cutremure, în special prin Marea Mediterană, prin Cipru, Creta, sudul Turciei, coasta dalmată, Italia, lanțul cutat al Dinarizilor și prin intermediul microplăcii adriatice, în mișcarea ei convergentă cu Alpii și de rotație spre est, au supus la o presiune imensă lanțul cutat al Dinarizilor, ceea ce a indus și cutremurile din zona Arad. Asta este teoria mea. O teorie care vine de prin anii 90 și e cuprinsă într-un raport la programul nuclear. Asta da, asta poate să fie adevărat. Însă reașezare nu sună bine. Nu înțeleg ce vrea să spun. Ok, am înțeles. Însă în momentul acesta, domnule, aceasta este opinia noastră. Și sigur, o prețuim că de-aia v-am invitat. În momentul acesta însă, cele trei cutremurile pe care le-am avut în ultimele ore, ele au vreo legătură, în opinia dumneavoastră, cu acest lanț de cutremure? Pentru că percepția noastră, e posibil ca percepția să nu fie neapărat în conformitate cu statistica. Percepția noastră este că după cutremurile din Turcia, am avut mai multe cutremure în România. Am avut acele seisme repetate în zona Olteniei. Avem aceste noi seisme, unele dintre ele mai notabile, în raport cu ceea ce s-a întâmplat în trecut la Arad. Și iată, avem și Vrancea în momentul acesta. Sunt mai multe cutremure și dacă aceasta nu este explicația, este doar pentru Arad, există o altă explicație sau pur și simplu sunt cutremure așa cum sunt de mii de ani? Exact, sunt cutremure așa cum sunt de mii de ani. Acum, în ultima perioadă, m-am preocupat și o să mă preocup în continuare să văd dacă o să găsesc o legătură între zona Târgu Jiu și lanțul de cutremure din sudul Europei, din Marea Mediterană. Vrancea este exclus să fie influențată de cutremurele din Turcia, pentru că ar trebui să fie influențată de undeva de o propagare prin Marea Neagră, Bulgaria, mă rog, Dobrogea, ca să ajungă în zona Vrancea. Deci o linie de sensibilitate, ar trebui să existe o linie de sensibilitate seismică pe direcția aceasta, care nu a fost pusă în evidență. Mai intervine și adâncimea la care se produc cutremurele în Vrancea și adâncimea superficială a cutremurilor din Turcia. În momentul acesta, fapt, da, spuneți. În momentul acesta, faptul că avem așa multe cutremure, cum spuneam, cu Oltenia, cu Aradul și așa mai departe, în opinia dumneavoastră, nu poate să existe nicio influență pentru un cutremur mai mare care să vină din Vrancea?
Din Francia ne așteptăm să producă oricând un cutremur mai mare, pentru că au trecut câțiva zeci de ani de când s-a produs ultimul cutremur de peste 7 acolo, da? Deci, cum am studiat în timpul, de-a lungul timpului, istoria zonei Francia, la 30-40 de ani se produce un cutremur. Dacă din 1900, hai să zicem, 91, când americanii, unul dintre cutremurele din vara anului 91 l-au cotat cu 7-1. Institutul nostru l-a cotat cu 6-9. Mă rog, acolo, undeva. 7, să zicem. Deci, din 1991 până acum, nu s-au mai înregistrat, 90, pardon, nu 91, nu s-au mai înregistrat cutremure peste 7 în România. Și sunt, deci, 33 de ani. 90, da. Ok, dar o altă parte a întrebării era dacă nimic dintre aceste seisme mai noi pe care le înregistrăm în România sau mai noi în zone în care nu eram obișnuiți, mai exact, ele nu pot să influențeze Vrancea în opinia dumneavoastră? Nu. 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 Categoric nu. Diferența este foarte clară. Sunt elemente tectonice diferite, situate la adâncimi diferite. Domnule Mihai Diaconescu, ultimul cutremur a fost 131 de kilometri în Vrancea. Mai am o întrebare. Este o teorie care circulă în momentul de față și sunt oameni care acreditează o astfel de teorie, conform căreia cel puțin o parte dintre cutremurile din România ar putea să fie influențate, ar putea să fie potențate de niște foraje, de niște, cred că așa se numesc, foraje, în anumite zone și că în felul acesta nu că ar fi declanșate de aceste foraje, ci că ar fi potențate de aceste foraje. Dumneavoastră acreditați o astfel de teorie? Nu. Nu are cum. Deci s-au făcut studii în Statele Unite, de exemplu, în care s-au monitorizat activitățile de fractare, deci de exploatare prin fractare, și au ajuns la concluzia că această fractare, aceste explozii care au loc în subteran, pot să genereze cel mult cu tremure de 2, 2,5. La o adâncime, bineînțeles, o adâncime foarte mică. Dar aici comparația s-a făcut cu Olanda, cu Groningen, unde e cel mai mare câmp de gaze și de unde au scos foarte mult gaz, și acolo au spus că ani de zile au fost cu tremure mici și de-aia au și zis olandezii că întrerup exploatarea gazelor. Cu asta s-a făcut comparația. Are vreo legătură cu România? N-are, pentru că la noi în țară nu se face exploatarea nici a gazelor, nici a petrolului și a nimic prin fractare. A fost tentativa Chevronului din la începutul anilor 2010, dar care a eșuat pentru că au încurcat ei stratele și au renunțat la a mai încerca să facă fractare pe teritoriul României. Domnul Bogdan Chiriac are o întrebare. Da, asta vreau să vă întreb, că olandezii în mod oficial renunță la exploatarea acelui câmp, care înțeleg că mai are vreo 400 de miliarde metri cub de gaz. Deci enorm. Eu nu am înțeles că ar fi o treabă oficială, ci este o discuție pe tema asta. Cel puțin știrile de astăzi, publicate pe DC Business, spuneau că este oficial și că, în ciuda problemelor energetice din Europa, din cauza cutremurelor, nu fac asta și închid câmpul gazeifier. Dar vreau să vă întreb, acolo se folosea, nu știu dacă, mă rog, nu e domeniul nostru exact, acolo se folosea fractarea asta hidraulică, tipică pentru gazul de șist sau petrolul de șist, că s-ar putea ca și în sudul și vestul României să fie exploatări de gaz. E nebunie, mă rog, și înțeles, e nevoie de gaz metan. Între timp, OMV Petrom a mai descoperit rezerve de petrol în România. Au anunțat oficial în 3 zone. Deci lasă ce e în Marea Neagră separat pe teritoriul României. Nu cumva aceste exploatări provoacă și aceste cutremure, care înțeleg că sunt la mică adâncime, cum spuneți dumneavoastră, adică 10-15 km.
Nu se face exploatare nici de petrol, nici de gaze prin fractare hidraulică. Da? În România. Dar până furaj obișnuit, lucrul ăsta nu poate să... Perna aceea de gaz aflată sub presiune nu poate strica, nu poate dezechilibra scoarța? Puțin probabil, pentru că gazele și petrolul sunt disipate în roca mamă prin intermediul unor... hai să zicem așa, niște canale foarte, foarte subțire și foarte mici. Care nu, odată exploatat, scos de acolo petrolul, poate să producă mare lucru. O compactare poate, dar în niciun caz un cutremur. Deci, să fim serioși, că facem un cutremur, trebuie să avem o energie fantastică pentru a mișca compartimente ale unei fali. Mai aveți o întrebare, domnule Chiriac? Nu, asta rămânem în așteptare, să vedem ce urmează. Mulțumesc foarte mult, domnule Mihai Diaconescu, pentru prezența dumneavoastră în această seară la noi.